Fertile Soil volumul 2 2023, Romanian Underground Rock Metal. De această compilație s-a ocupat casa de discuri Loud Rage Music și conține 25 de formații interesante, formații bune și foarte bune din undergroundul nostru. Deci vom avea un video reaction, de fapt un reaction video, la această compilație. Și în curând vă promit eu volumul 3. Ca să nu ne pierdem în prea multe detalii și în prea multe bullshit-uri fără rost, eu spun să-i dăm direct drumul. Let's get ready to rumble! Începem în forță. Prima formație de pe această compilație se numește Antumbra, Atmospheric Black Metal Sibiu. Cunosc această formație de ceva vreme, e pe radarul meu. Am ascultat cu mare atenție albumul lor de debut care a fost lansat la începutul acestui an. O formație interesantă. Cine va cumpăra cu Saxtur? Foarte bine, dar ca să ajungem la acel nivel mai mult de muncă. Ultimul album Saxtur a fost pur și simplu călcat în picioare. Deci și cei de afară mai dau kicks. Nu trebuie neapărat să masacrăm formațiile noastre. Vreți să auziți părerea mea despre ultimul album Obiciuri? Cred că nu. În spatele acestui proiect îl găsim pe multi-instrumentistul Marius Ignătescu. Antumbra e un one-man band. Și acum să vedem despre ce e vorba. Antumbra alone. Frumos, în continuă creștere. Am înțeles că la începutul acestui toamne, cu ajutorul casei de discuri Loud Rage Music, va ieși și o compilație, piese mai vechi care vor fi mixate și remasterizate. Să-i urăm baftă băiatului din spatele acestui proiect și o să fim cu ochii pe acest proiect. Și acum să trecem la următoarea formație. Următoarea formație se numește Atrate. Sper că am pronunțat bine. Avantgarde Black Metal România, Portugalia. Da, nu-i cunosc, și pentru mine e o surpriză. Interesantă, mai trebuie jlefuit un pic sunetul, dar o să fim cu ochii pe voi. Următoarea formație se numește Black Sheep, Death and Roll București. Da, eu aș spune mai mult un death punk. Cunosc, i-am văzut la Vacă, chiar dacă vremea a fost de rahat, băieții s-au prezentat bine și din punct de vedere vocal și din punct de vedere instrumental. Au lansat de curând un nou album,
sub cupola casei de discuri Loud Rage Music, pentru cei care nu-i cunosc, e chiar piesa care dă titlul albumului. Cu această piesă s-a prezentat și la Wacken. Interesantă formație, ce aș putea să mai adaug? Cine urmează? Church of Tulu, Stoner Sludge Doom Metal București. Da, cunosc această formație, sunt în vizorul meu de ceva vreme. Aștept să explodeze această formație. Killing Fate. Dacă este varianta lor cea mai bună, au piese foarte, foarte interesante. O să vă ținem sub observație. Creepy Willy, da, albumul lor de debut din 2022 a fost pentru mine albumul anului. Oferă publicului experiment al progressive metal. Da, e un avant-garde progressive metal și sunt din Cluj. Deci vă recomand albumul lor de debut. Un album foarte, foarte reușit. Dar pentru cei care nu-i cunoașteți, să vedeți și voi despre ce este vorba. Care închide albumul. În ce an s-a format? În 2019. E o formație destul de
tânără. Bineînțeles că instrumentiștii sunt oameni trecuți prin viață. Vă recomand albumul lor The Creepy Willy Show. Următoarea, Crumble. Crossover Speed Trash Metal Cluj-Napoca. Nu, este pentru mine o noutate, nu-i cunosc. Deci, va fi interesant. Speed Metal Punks. Ce să spun, mai e de lucrat la voce, la sunet, dar prin multă muncă se rezolvă și problema asta. Și acum cine urmează? Cryptic Nebula, Old School Death Metal București. Și pentru mine e o enigmă, nu-i cunosc. Ar fi bine să vedem despre ce e vorba. Perpetual Madness. La sunet, la producție se aude nasol bateria, dar în fine, sunt tineri și au tot timpul să se perfecționeze. Deci, din acest punct de vedere, nu fac probleme. Și sper să mai auzim de această formație. După Cryptic Nebula, cine urmează? Urmează Cursed Cemetery. Da, Doom Drone Black Metal Timișoara. Mai spus-o și cu alte ocazii. Place că a avut curajul să ofere și altceva publicului din România care este obișnuit cu sunetul clasic. Prezentă din 1997. În spatele acestui proiect stau cei mai activi oameni din undergroundul românesc. Bineînțeles, mă refer la Fulmineus și la Daniel Neagoe.
Da, îmi place foarte mult atmosfera creată de acest grup, o atmosferă cinematografică. Urmează Demoted Old School Dead Metal Brașov. Da, cunosc, s-a format un grup frumos de old school în acea zonă a României. Să vedem și câteva date despre această... Au lansat deja un album și două EP-uri. Este prezentă pe scenă din 2020. Philip Gârlonță, Everything, All Instrument. Un tânăr, cum spun italienii, che si dà da fa. Atunci când genul trash se ținea de mână cu death metal. Ea spune lui Philip să încerce și alte genuri, pentru că așa poți să ești muzical. Endless Dark, Gothic, Doom Metal, târnăveni. Da, i-am descoperit recent, chiar dacă numele este nou pe scenă, muzicienii au o anumită experiență. Acel sunet l-am mâncat pe pâine eu. Anathema, Mind Dying Bright, Paradise Lost, tot sunetul la Death, Gothic, Doom. Îmi place acest proiect. Aș fi curios cum ar suna un album întreg. Da, Eternal Dark, Doom Metal Boxa. Am ascultat albumul lor de debut și face parte din aceeași categorie ca și formația precedentă. Și câteva informații. Eternal Dark, dar au... Gânduri se numește albumul lor lansat anul acesta. Sunt activ din 1994. Interesant că nu s-au dat bătuți. Bravo! Bravo că nu v-ați dat bătuți. Știți cum se spune, niciodată nu e prea târziu. O să cumpăr albumul lor, dacă îl mai găsesc. Într-o pas de firul, în acest zic griu, într-o...
face parte din aceeași categorie ca și formația precedentă. Albumul lor de debut este un album reușit. Sperăm să nu se oprească aici și le urez baftă. Și acum să trecem la ceva mai modern. Fitonia, Modern Metal Cluj-Napoca. Fitonia, m-am ascultat câteva piese și vreau să spun că nu am rămas foarte impresionat. Ai pus cea mai dură piesă lor. De ce spun treaba asta? Pentru că am ascultat și alte melodii și nu m-au impresionat. Sunt sincer. De la noua generație mă aștept la altceva. Mai trebuie lucră la sunet. Da, sunteți tineri, aveți tot timpul din lume. Da, 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 da. Acum să trecem la Grohot, Black Metal Bacău. Din Comănești. Nu spune din ce an sunt, din 2020, dacă nu mă înșel eu. Au lansat un EP și un single. Da, e un single lansat anul acesta. Față de primul EP și ca să nu uit, vreau să mai adaug ceva, nu are treabă cu subiectul în cauză. Vreau să le transmit tinerilor, indiferent de domeniu, să rămână cu picioarele pe pământ. Dacă ai dat un interviu sau dacă te difuzează Bibi Crișan sau Lenzi Chiriac la radio, asta nu înseamnă că ai realizat ceva în viață. Ca să realizezi ceva în viață, trebuie să fii umil și să muncești. Multă muncă, 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 muncă și iar muncă. Eu acum să vezi câte înjurături îmi iau. Guardian Angel, Depresiv, Black Metal, Galați. Avem Depresiv Black Metal. Nu știu, n-am auzit de această formație.
Da, ce să spun, e multă muncă la acest proiect. Multă muncă la sunet, la aranjamente. Puștule, ce să zic, dă-i înainte. E multă muncă, dar nu te lăsa. Cine e la rând? Hruba, Slam, Brutal, Death Metal, România, Noua Zeelandă. Au lansat două single-uri și un EP anul trecut. Sincer, am ascultat EP-ul. O să-mi spun părerea după ce îi ascultăm. Să-i ascultăm pe băieții de la Hruba. Slam, Brutal, Death Metal este unul dintre genurile mele preferate. Eu mă trezesc cu Slam, Brutal și ador cu Slam, Brutal. Îmi place această formație, îmi place genul, repet, este unul dintre genurile mele preferate. Am ascultat cu atenție EP-ul, este un pic repetitiv din punctul meu de vedere. Sper să nu se supere băieții pe mine. Fiți mai creativi și fără frică. Aștept cu interes albumul vostru. Și acum să trecem la un nume greu de pronunțat. Temet. Inhuman Music Brașov. Da, am auzit, cunosc, am studiat cazul. Să ascultăm un pic această formație. Aminte de Eugen Brudaru, vocalistul White Walls, unul dintre cei mai buni vocaliști din România. Interesant conceptul, dar în spatele vocalistului nu se întâmplă nimic. Să nu aruncați cu pietre mine, parcă sunt niște segmente lipite. Poate greșesc eu, nu dețin adevărul absolut și nu este ăsta scopul meu. In Ruins, Doom, Death Metal, Timișoara.
formație interesantă, știu despre ce este vorba, am ascultat și materialul lor discografic de debut. Acest proiect îl găsim pe Dragoș Octavian și pe Andrei Jumugă. Ați mai auzit de ei, îi găsiți în Blutrină, Dor de Duh, Ordinul Negru și alte proiecte. Argus, Mergere, Blutrină, Mirtles, deci muzicieni cu experiență. Atunci când avem în fața acest muzician cu experiență, fiți liniștiți că muzica nu poate decât să fie bună. Mental District Heavy Trash Metal Craiova. Începe să se miște ceva și în Craiova. Hai că se poate și în Oltenia. Fiind din Oltenia, pentru mine a fost o surpriză plăcută. Sunt din Craiova, cum am spus, activ din 2017. Au lansat un album anul trecut, Back to Life se numește. Eu l-am descoperit anul acesta, deci eu sunt de vină. Vreau să le transmit băieților să nu vă pună mighiduță să creați texte în limba română, așa cum v-a sugerat Adrian. Nu vreau să aud miorlăituri în limba română. Nu sunt împotriva formațiilor care cântă în limba română, asta să fie clar. Dar în cazul ăsta nu cred că s-ar potrivi. Piese mult, mult mai interesante. Vă recomand această formație și ascultați cu atenție albumul lor de debut. Mongret. Raw Black Metal România. N-am auzit de această formație. Din România de unde? Genul ăsta raw black metal. Sunt sătul de câte rahaturi am înghițit eu în anii 90. Sunetul ăsta nu-mi place absolut deloc. Sper să nu se supere băiatul pe mine, dar nu e pentru mine acest sunet. Necrotum, Old School Dead Metal Brașov. Da, este celălalt proiect al lui Filip Gârlunță. We'll be right back.
această formație, vreau să văd o evoluție pe următorul album, Necrotum. Hai că se poate. Unde am ajuns la litera R, Roadheads, old school death metal București. Activ din 2014, a lansat un EP, un Full Glen 2018 și Slithering Slim 2022. Cred că am ascultat albumul ăsta. Spurcăciune, chitară, voce. Omul rău, chitară. Bârz satan, bas, chitară. Și portaie, tobe. Tati. Îmi place acel ritm la Bolt Thrower Morbid Angel. Totuși, producția, sunetul. Păcat! Cu o producție și un sunet pe viitor, s-ar putea să devină o formație foarte interesantă. Sombre Sanctum. Melodic Black Metal Cluj-Napoca. Este pentru prima dată când aud această formație. Această formație. În acest caz muzica vorbește. Nu este nevoie de corpse paint, cruci întoarse, biserici în flăcări și alte minunății care nu mai sperie pe nimeni în 2023. Bravo! O surpriză plăcută, Sombre Sanctum. O să fiu cu ochii pe această formație. Stafia, Black Metal București. Nu cunosc cazul. Ne găsim pe enciclopedia. Da, Stafia. Nu spune de când sunt activi, line-up known. Au lansat un demo în 2021, un album și un EP în 2022. We'll be right back.
ajuns în black metal anii 90, care din punctul meu de vedere nu mai este la modă. De la Stafie la ce putem să trecem? Vârculac, rock black metal Brașov. Vreau să repet, ați aflat părerea mea despre rock black metal. Și acum am ajuns la ultima formație. Vorus Dead Metal Deva. Da, dacă vreți să aflați mai multe despre această formație, găsiți recenzia și mai multe date pe canalul meu de YouTube. Înțeles că sunt în lucru cu noul album care va fi lansat la începutul anului viitor și încă ceva, un lucru foarte important. A venit acest băiat din America, Uriel Aghilon, să ne demonstreze cum se promovează și se vinde un produs. Am văzut, se agită în stânga, în dreapta, recenzii, bravo! Așa se promovează un produs. Și noi, românii, ar trebui să-l luăm lecții. Pare rău să o spun, dar majoritatea formațiilor din România, cu puține excepții, știu să-și vândă produsul. Mai avem de lucru la acest aspect. Asta a fost tot. Un maraton care a durat 2 ore și 5 minute de muzică foarte bună. Vă recomand această compilație, ascultați-o cu atenție. O să las un link în descriere cu mai multe informații. Și era să uit. Așteptați. Din această compilație, în colecția mea, se regăsesc Vorus, Kurt Cemetery, excelent album, Necrotum, Creepy Willy, albumul anului 2022, și The Mount. Bineînțeles că nu o să mă opresc aici, am făcut deja o listă de cumpărături. Vă recomand aceste albume. Dacă vreți detalii, le găsiți pe canalul meu de YouTube. Un reaction video va fi și la volumul 3, atunci când va apărea și pe YouTube. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un coment, dați un share și apăsați pe clopoțel. Totul e gratis. Dacă nu v-a plăcut, eu nu mă supăr. Asta înseamnă că mai am mult, mult, mult de muncă. Și cam asta a fost tot. Să aveți grijă de voi.